Bună, dragile mele mămici și gospodine! Astăzi vreau să vă arăt cum o să-mi curăț frigiderul. Acesta este un Siemens. Avem și în partea de jos un mic congelator. Lângă am un alt congelator pentru că de obicei mie nu-mi cap toate congelatele în acest congelator. Așa că, da, am atașat unul lângă. Dar ideea este că astăzi o să curăț doar frigiderul plus congelatorul. Vreau să vă arăt ce se află înăuntru. Deci este un mare haos, după cum puteți să vedeți. Important e că mezelurile stau sus, brânzeturile de obicei le pun pe raftul al doilea. Pe raftul al treilea stau tot felul de borcane cu sosuri. Și am ceva ketchup, maioneză pe acolo și de desubt aici am niște găletușe cu lapte cu orez, lapte cu gris, borcane cu dulceață, măsline, iar aici îmi stau legumele. Iar aici pe ușă avem sus ouă, am și niște Kinder Pingui pentru copii, la fel și aici tot așa. Kinder Pingui, șocolade din astea patoane. Am un pesto al tartufului care, sincer să fiu, l-am cumpărat de ceva timp și am mâncat din el, mai am un sfert, dar cred că este bun, trebuie să verific. Apoi aici am niște caperno. Ăsta l-am folosit cred că Crăciunul trecut la o cremă ceva de brânză, parcă așa cu somon. Apoi aici am ce a fost? Hrean, nu știu dacă mai este bun, trebuie să văd. Iar aici iarăși avem ceva, un borcan cu tot cu hrean, dar este bun asta și avem zeamă din asta de lămâie Hellas. Ăsta e din ăla limete și ăsta e de lămâie normală. Apoi avem suc de roșii, vin. De obicei noi vinul când îl desfacem îl ținem în frigider pentru că am observat că se înăcrește, se strică, nu știu de ce, și am zis că îl ținem totul în frigider. Ăsta este vin alb, lapte și lapte din cereale vegan. Iarăși ăsta este foarte bun. Ăsta îl bem noi cu cereale, cu cafea, este foarte bun și foarte sănătos. În congelator am 3 sertare. În primul țin fructele, legumele congelate, aici am niște mazăre, niște smeură, un mix de fructe cu spanac pentru smoothie. Aici am niște varză din aia murată, care am folosit-o la sarmale de sărbători și na, am zis să nu o arunc. Aici am niște mentă pe care am congelat-o. Și da, asta este mazărea. Apoi, ăsta este cel mai mare sertar pe care l-am eu. Am carne bucată de porc. Este praz congelat. Avem paprika mix, tot așa congelată pentru legume la tigaie. Aici am niște broccoli, banană congelată pentru că așa procedez. În momentul când se strică o banană, adică se îngălbenește prea tare și se negrește așa pe băt, curăț, tai așa felic și pun la congelat, o folosesc la smoothie. Avem aici niște resturi de conopidă și spanac. Și aici țin verdețurile pe care le-am cumpărat eu și le-am sortat, am pătrunjel și mărar. Iar aici, în ăsta, am niște coriandru congelat, foarte bun ăsta pentru sosuri, pentru pastele bolonieze. Jalapeno chili roșu din Spania, nu l-am folosit încă, nu știu cum e, dar cred că e super bun și ăsta. Și cam astea sunt cele din congelator. Bun, pentru curățarea frigiderului am nevoie de o lavetă curățică, burete nou
Și detergentul pe care îl voi folosi este acesta de la Dr. Beckmann, care curăță și igienizează, neutralizează mirosurile și împrospătează împotriva bacteriilor. Da, deci pe acesta l-am cumpărat de la Müller. Am dat, cred că, 1,65 € sau ceva de genul, până în 2 €. Dar am auzit că sunt foarte bune produsele de la firma asta, Dr. Beckmann. Și am zis de ce nu. Iar la final, după ce totul este curat și așezat frumos la locul lor, o să pun lămâița asta, care o să dea așa un miros frumos de lămâie. Și cam astea sunt produsele pe care o să le folosesc pentru frigider. Prima dată o să dezgheț frigiderul, o să scot tot ce am înăuntru. O să mă mișc foarte repede pentru că cele din congelator se dezgheață rapid, este cald în casă și așa că o să mă grăbesc. Keep calling me a mad woman. Boy, it's none of your business if I'm a mad woman. About the way I live, but it's a 24-karat dream. No supermodel in my dirty jeans, but in my 24-inch heels.
It's easy to speak out about the way I live, but it's a 24-karat dream. No supermodel in my dirty jeans, but in my 24-inch heels. Calling me a mad woman, mad woman. No, I don't really care, I don't really care, yeah. 'Cause boy, it's none of your business if I'm a mad woman. That's right.